Salutare, dragilor! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit! Astăzi, alături de mine, este un alt sufletel pe care eu îl mai urmăresc așa pe aici, pe acolo, care aduce un plus valoare celor din jurul nostru, prin toate activitățile pe care el le face, atât în Iași, cât și în toată țara. Nu știu dacă ai te dus și în afara țării, în casa, nu știu exact, dar o să ne spui tu, dragă mare. Bine ai venit! Bine te-am găsit, Oana. Îți mulțumesc pentru invitație. A fost interesant cum s-a întâmplat să facem această întâlnire. Cumva tu la un moment dat m-ai întrebat. Eu ți-am spus să vedem cum se așează, pentru că era o Programele sunt perioadă destul încărcate. de... Da. Și apoi pur și simplu am avut un vis într-o dimineață în care ne-am întâlnit și ți-am spus, cred că e momentul să facem podcastul. Și apoi, în ziua respectivă, ți-am scris. Deci, cam așa Cum se așează? funcționează lucrurile. Exact. Și cum se așează din perspectiva asta? Chiar și eu mă gândeam dimineață, apropo, și de ziua asta în care noi înregistrăm acest podcast și de visul tău, în care și eu am rămas surprinsă, că eu nu forțez lucrurile, eu las, exact cum am și zis, las lucrurile să curgă, să se așeze așa cum e cel mai potrivit. Atâta timp cât a venit ideea, am lansat ideea, ok, acum, adică nu ține doar de mine, ține și de tine sau de cel cu care eu e necesar să înregistrez acest podcast. Bun. Dragă Marius, mă bucur tare mult că ai acceptat invitația. Uite și așa, în modul ăsta în care uneori, știi, dacă zicem că programul ne-a încărcat și pe bună dreptate, că și eu și tu suntem încărcați cu programul. Uite că până la urmă s-a făcut liniște în program și s-a așezat foarte frumos și să ne vedem, uite, și aici. Pentru că ești prima oară și pentru că de obicei, prima dată, un nou invitat care vine în această casă, în această temă a emisiunii, a întâlnirilor pe care eu le susțin, Bucură-te de viață și iubește, vreau așa să ne împărtășești și să ne spui câteva vorbe despre tine, cum ai ajuns să faci ce faci, de unde ai pornit, nu știu, ce se așează, ce simt că e necesar să ceilalți care nu te știu, care mă urmăresc pe mine, dar poate care te urmăresc și pe tine și le fac anumite clicuri, poate, din perspectiva asta. Apropo de întrebarea frecventă în perioada asta, cine ești tu? Este o întrebare extraordinară care, într-un fel, mi-a deschis, dacă e să vorbim din perspectiva personajului, a fost deschis acest drum spiritual de această întrebare. Pentru că la un moment dat, când eram adolescent, mi-a apărut această întrebare în interior. Cu adevărat, cine sunt eu? Și ce-i cu mine pe aici? Pentru că de aici începe totul. Până când se apar aceste întrebări în viața noastră, funcționăm cumva într-un mod automat. Dar în momentul în care începem să ne punem aceste întrebări, acea conștiință de sine este pregătită să cunoască noi culmi. Și așa a început în viața acestui personaj prin această întrebare: cine sunt eu și care este scopul meu pe acest pământ? Fiind atunci, aveam aproximativ 18-19 ani și, da, și a fost cumva o criză personală care de fapt era criză spirituală. Facultatea la care eram, nu doar ce intrasem la facultate și nu rezonam deloc cu acea facultate. Prima relație, prima iubire din această viață, să o numim așa, din adolescență, se încheiase și eu mă găseam într-o zonă pe care nu o cunoșteam. Am fost aruncat în niște stări profunde pe care nu le știam, pe care nu știam cum să le gestionez, și toate astea cumva au făcut implozie și apoi au explodat în afară.
printr-un individ oarecum rebel, arogant, care în perioada aceea, odată cu această întrebare, l-a descoperit pe Osho pe internet și care a început să-l asculte pe Osho și să asculte tot ceea ce spunea el legat de societate, legat de individ și tot așa. Problema, să o numim așa, în acea perioadă era că toate aceste mesaje pe care le primeam se pliau perfect pe acea structură a ego-ului care era acolo. Și astfel s-a dezvoltat un personaj spiritual, să îl numim, dar doar în mintea sa, care credea că le știe pe toate din punct de vedere al spiritualității, dar care în realitate nici măcar nu meditase cu adevărat. Paradoxal, dar atât de comică este mintea câteodată. Și câțiva ani, vreo 2-3 ani, am stat în această atmosferă, care apoi, pe parcurs, am deslușit-o, mi-am dat seama ce era. Practic a fost în această atmosferă de aroganță, de a îmi însuși anumite experiențe care nu erau trăite cu adevărat aici, structura egotică devenea din ce în ce mai densă, adică putem spune că ego-ul se maturiza, lucru care este firesc pentru că vorbim de transcendență, de a trece dincolo de ego, de a descoperi ce e dincolo de ego, dar noi nu avem cum să depășim, să trecem dincolo de ceva ce nu există clar. Asta este ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă. Iar apoi, după câțiva ani de la începutul acelei întrebări, încet, încet experiența a început să apară în viața mea. Într-o zi, pur și simplu, am zis că vreau să meditez. Oare ce meditație? Și am scris pe Google cum se meditează. Și am găsit foarte simplu de scris să-ți simți corpul, să respiri și am făcut asta. Și m-am pus în pat și am fost atent pe senzațiile din corp, pe respirație. Și aceea a fost cu adevărat prima experiență conștientă. Deci la început a fost întrebarea și au trecut câțiva ani până când se experimentez cu adevărat. Și apoi a început un drum care cumva mergea în paralel, adică pe de o parte ego-ul încă creștea, dar pe de alta erau momente de claritate, momente de luciditate în care pur și simplu dispărea. Și aici viața, ca pentru fiecare dintre noi, mi-a oferit ajutor și suport în realitatea în care mă aflam atunci, prin faptul că prieteni sau cunoscuți sau chiar oameni noi pe care îi întâlneam, veneau și începeau să vorbească cu mine, să îmi spună problemele lor. Și, bineînțeles, răspunsurile de atunci erau jumătate ego, jumătate experiență, sau trei sferturi cu un sfert, sau cine știe, un amestec din acesta. Apoi a venit o altă perioadă după acești câțiva ani de început, în care din nou am simțit că mă afund și mai în profunzime, într-o stare de depresie mai mare decât cea care era inițial simțită. Și atunci am început să scriu. Deja cunoscusem prin intermediul lui Muji, cunoscusem introspecția, înțelegeam ce implică introspecția, am întrebat cine sunt eu la bază, dar apoi a folosi aceste întrebări direcționate către gândul eu pentru a diseca mintea, pentru a vedea toate straturile ei. Și atunci am început să scriu. Pur și simplu am deschis laptopul și am început să scriu tot ceea ce găseam în interiorul meu. Și a avut un scop terapeutic extraordinar lucrul acesta. Iar la un moment dat am zis că dacă, știi, în momentul în care ești așa pe culmile ego-ului și te prăbușești, pentru că viața ne dă mereu cu fundul de pământ, în acel moment a apărut cumva dorința sinceră de a-i ajuta pe ceilalți, dar nu știam cum să fac lucrul acesta și am zis că o să postez ceea ce scriu, ceea ce descoper în interiorul meu. Și doar din perspectiva faptului că o singură ființă vede aceste scrieri și
poate că înțelege, poate că o ajută, să știe că nu este singură, nu e singură în situația asta, mai e cel puțin încă unul care experimentează anumite lucruri care nu pot fi înțelese. Și de la aceste scrieri, practic, oamenii au început de data aceasta prin mesaje să mă abordeze și să mă întrebe diferite lucruri. Și asta a fost perioada în care eu continuam să mă descoper, adică în paralel, experiență directă, prin meditație. Am urmărit de asemenea foarte multe materiale video ale lui Muji, Osho pe alocuri, Krishnamurti, papaji, ființe care cumva simțeam că rezonează cu ceea ce eu caut prin prezența lor, prin mesajul lor, și astfel deschiderea începea să fie din ce în ce mai mare. Până în punctul în care, într-o zi, în minunatul Iași, am fost în grădina botanică și atunci efectiv totul a căzut sau cortina a fost dată la o parte total. M-am îndrăgostit de grădina botanică, am văzut-o cu adevărat. Era pentru prima oară când mergeam acolo și cu siguranță și asta a contat, pentru că de multe ori când mergem într-un loc de mai multe ori, mintea face niște poze frumoase și apoi nu ne mai uităm la loc, ne uităm la pozele din minte. Ei bine, binecuvântarea a fost că am mers pentru prima oară acolo și era primăvară, totul înflorea. Și știi cum este grădina botanică când totul înflorește. Chiar aseară am fost. Ce drăguț, mă, că mi-a adus aminte de grădina botanică. Da, și practic primul lucru pe care l-am sesizat a fost că eu eram în continuare acolo, dar era un eu care a fost întotdeauna, dar cumva era ca și substrat al lucrurilor. Era primordial. Era mereu înaintea acelui eu care venea în față și vorbea, se prezenta într-un anume fel, de asemenea căuta din punct de vedere spiritual și tot așa. Pur și simplu, într-o fracțiune de secundă, m-am descoperit a fi în tot și în toate. Ce Și fac? eu, la fel eu, așa cum mă știam dintotdeauna, pentru că asta a fost surpriza. Și de-aia mulți oameni încep să râdă când se întâmplă lucrul acesta. Pentru că este o mare glumă, tu te cauți pe tine, dar de fapt tu ești dintotdeauna aici. Exact. Și asta a fost descoperirea. Iar apoi a fost o continuă îndrăgostire tot ceea ce era viu acolo în grădina botanică. Faptul că mă uitam la firul de iarbă și l-am văzut cum crește. Iarba are momente în care, în anumite momente ale zilei, când crește. Și am prins un astfel de moment când, efectiv, firul de iarbă a devenit puțin mai mare. Wow, ce fascinație! Era incredibil! Și eram cu doi prieteni acolo și puteam să sesizez foarte clar că sunt în minte. Puteam să sesizez apoi toți oamenii care sunt în jur, care era starea lor de prezență. Mi era foarte clar cine știe lucrul acesta și cine nu, încă, nu încă. A Totul fost un le moment este de. foarte clar. A fost un moment foarte puternic pentru tine, mi se pare. Da. Exact. Apropo Și de înflorire, ai înflorit și tu odată cu cu grădina natura, cu botanică. grădina botanică. Da, exact. Și vreo zi jumate, două după asta, mintea nu a mai spus absolut nimic. Zero. Zero, totul era 100% spontan, efectiv toată structura egotică căzuse. Dar, desigur, lucrul acesta nu a ținut și apoi iar am picat. Am picat în cele mai profunde stări. De data aceasta erau întrebările de dinainte, amestecate cu dorința normală de a fi din nou acolo, de a experimenta din nou același lucru. Și ce e de făcut în astfel de situații? Pur și simplu am Exact. mers înainte. Pur și simplu am mers înainte. Era. Nu știu de unde a fost treaba asta, dar din momentul în care a început această căutare spirituală,
A existat un foc aici atât de puternic pentru a realiza ce sunt, ca și cum asta este cel mai important lucru pe acest pământ. Punct. Pur și simplu, orice altceva aduceam în comparație cu asta, nu se compara. Pur și simplu nu găseam termeni de comparație. Asta era pe primul loc și singurul loc în viața mea. Și cred că acest foc este ceea ce m-a dus mai departe în a experimenta, din ce în ce mai mult a experimenta, a practica, a simți, a ieși ori de câte ori am ocazia în natură și a sta, a fi. Apoi ghidarea din partea acelor ființe minunate pe care le-am descoperit a jucat un rol extrem de important. În România am avut doi mari ghizi din perspectiva mea, Horia și Elena Francis Turcanu, alături de care pentru o perioadă am practicat, iar apoi din străinătate, să numim așa, a fost Muji, pe care l-am întâlnit acum câțiva ani într-un retreat. Și în acel retreat, practic, acela a fost un nou salt imens. După acel retreat, după întâlnirea fizică cu el, pur și simplu totul a fost clar. În sensul că de atunci, orice ar fi fost, oricum ar fi fost, ca și trăire directă, ceva în mine nu s-a mai schimbat. A rămas mereu la fel. Personajul evoluează, are fel și fel de conștientizări, fel și fel de înțelegeri, face ceea ce face, dar acel ceva a rămas mereu la fel. Iar de atunci putem spune că restul este poveste, este povestea vieții. Totul este trăit ca atare, totul este luat ca atare, că spuneai de bucurie la început. În fiecare zi descoper că bucuria este atât de importantă în viața omului și că este, de fapt, acolo, în starea noastră de a fi. Bucuria, iubirea, creația pură, toate sunt acolo, la dispoziția fiecăruia dintre noi. Și prin intermediul acestui personaj, Universul se pare că a ales să dea în continuare mesaje. Mesaje fără un scop anume. Mai la început, când făceam lucrul acesta, încă credeam că era scopul de a trezi umanitatea. Dar între timp a căzut și lucrul acesta și dacă sunt întrebat de ce dai mesajele acestea, pentru că pur și simplu vin. Și atât. Nu e un scop. Pot spune că e o bucurie să ofer aceste mesaje, să le împărtășesc și atât. Nu mai găsesc un scop așa cum era odată, puternic. Nu, Să totul le dai vine mai exact departe. așa cum e. Da. Și cam asta e pe scurt sau pe lung, nu știu, povestea personajului. Ce fain, da. Ai trezit foarte multe lucruri în mine apropo de experiențele, că o parte din ele le știu, din ce am mai urmărit și din ce am mai urmărit și eu. O parte sunt noi și pentru mine, sincer. Și mă bucur că... Și aici o să punctez apropo de faptul că ești ca bărbat, puțin ca bărbat se deschid în modul în care, știi, să și împărtășească cum împărtășești tu, dar și ca modul în care, adică partea cu conectarea, cu meditația și așa, simplu, de nicăieri să vină să dai un simplu, o simplă căutare pe Google, hai să văd cum se meditează, cum se face meditație și efectiv să te duci, să te arunci în acest necunoscut până la urmă. Și să-ți dai, știi, să-ți dai tu timp și răbdare, dar așa cum ai povestit, clar au fost ani în care a fost acest balans între... Și poate mai este acest balans, că suntem oameni și suntem firești, adică e firesc până la urmă că avem partea umană și partea divină în noi. Și cu cât suntem mai conștienți și mai prezenți în viețile noastre, cum ai zis și tu, să te observi, să-ți observi corpul și tot ceea ce curge în și prin tine, se cere a fi dat mai departe. Fără, exact cum ai zis, și chiar mi-a plăcut acest lucru, să dai mai departe fără un scop anume, ci doar asta simți și asta faci. Adică până la urmă vine prin tine, îți iei ceea ce ai de luat și tu și automat dai și tu mai departe celorlalți. Da.
M-am găsit de câteva ori spunând lucrul acesta că atâta timp cât oferim din toată inima în viața aceasta, nu avem cum vreodată să fim săraci. Iar când vorbim aici despre sărăcie, despre bogăție în societate, sărăcia și bogăția se referă la avuții materiale, în principal. Dar viața este atât de plină de atât de multe lucruri. Bogăția înseamnă de toate. Și ce este, din perspectiva mea, abundența, prosperitatea, bogăția, este a fi în acest moment și a nu-ți lipsi nimic cu adevărat. Și atât. Dacă este așa, înseamnă că ești bogat. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Exact ceea ce ai nevoie. Iar dacă nu ai nevoie, nu îți va fi oferit. Dacă nu ai cu adevărat nevoie, pentru că poate fi acea nevoie a minții. Foarte fain, ne-ai punctat asta apropo de bogăție și de sărăcie, că de fapt noi oricum suntem bogați în interiorul nostru, doar prin simplu fapt că suntem aici, în viața asta, în experiența asta, să ne bucurăm de experiența asta și să trăim la maxim, cu prezență, cu conștiență, cu... Da, foarte mișto ai punctat și chiar îți mulțumesc și simt așa să subliniez și cei care ne vor asculta să cu siguranță vor trezi și în ei ceva și pe această sau cu această ocazie apropo știi de curiozitatea minții că uneori mai apare cel puțin din cazul meu m-aș bucura să ne spună ceilalți ce au trezit în ei aceste informații, aceste energii pe care tu le-ai pus aici, pe care tu le-ai expus și parcursul acesta al tău. Și spun asta pentru că și eu la rândul meu, da, în partea asta terapeutică, întâlnesc diferiți oameni care vin cu și simt sau au un anumit parcurs, poate mai asemănător sau anumite chestii comune pe care și tu le-ai împărtășit aici alături de noi și nu știu ce să facă sau cum să facă, de unde să o ia, cum să o ia. Mă gândesc că nici pentru tine, adică tu acum ai povestit din perspectiva în care deja ai trecut de aceste lucruri, dar sunt ani de practică cu tine, adică ani de muncă cu tine, nu așa un an, doi și gata, am devenit zen, cum se zice acum, știi? Da, așa este. Practica, seriozitatea din punctul acesta de vedere al practicii este extraordinar de importantă. Am observat de când lucrez în mod asumat cu oamenii, la început nu este înțeles lucrul acesta și e de înțeles de ce nu e înțeles, în sensul că la început poate căutăm doar să ne fie bine. Și este firesc să ne fie bine. Dar descoperim că acea stare pe care ne dorim inițial să ne fie bine, de cele mai multe ori este tot ceva creat și proiectat în mintea noastră, cum că ar trebui să fie într-un anume fel. Și viața va veni. Cel mai mare maestru este viața și nu avem cum să depășim acest mare maestru, pentru că este tot ceea ce este, este tot ceea ce conține. Iar atâta timp cât suntem într-un corp, mereu va trebui să ne deschidem vieții. Pentru că dacă nu te deschizi în momentul în care te închizi, deja ego-ul din nou începe să se formeze și ne construim singuri propria celulă, ne construim singuri propria închisoare. Și lucrul acesta devine, sunt șanse și mai mari să se întâmple odată ce am început să experimentăm din punct de vedere spiritual. Dacă dorința inițială pentru care mergem la o terapie, pentru care mergem într-un retreat, pentru care citim o carte, dacă nu este o dorință sinceră, din adevăr, mai devreme sau mai târziu, mintea va captura lucrul acesta. Și sigur că la un anumit nivel poate apărea o părere de rău când vezi că un om are o deschidere foarte mare și apoi mintea capturează tot și, aoleu, ce-ai făcut? Dar era atât de frumos. Doar
Mergi înainte și nu te agăța de nimic, nu te atașa de nicio experiență, fie că este ea înaltă, și nu te lupta cu experiențele joase, dense. Doar permite-le să fie, că până la urmă de aceea am venit într-un corp, pentru a experimenta. Dar apoi încet, încet lucrul acesta este înțeles și începe să apară acea maturizare spirituală. Ne întâlnim cu noi din toate unghiurile posibile, întâlnim și experimentăm toate stările posibile, pentru că altfel nu avem cum să pretindem secretele cele mai mari ale Universului, dacă nu suntem dispuși să întâlnim toate energiile Universului. N-are cum să se întâmple lucrul acesta. Și apoi, încet, încet, lucrurile se așează. Acum, câteodată sunt întrebat cât durează, cât durează până la trezire, cât durează până când totul este 100% clar și tot așa. Nu există un răspuns clar la asta, pentru Trei că sunt ședințe, extrem de cinci mulți ședințe. factori. Poftim? Da. Zic trei ședințe, cinci ședințe, 10 ședințe sau mai știu. Da, exact. De Ești asta. familiarizată și tu cu aceste întrebări, cu siguranță, da. Da, și da, cumva abia asta am și simțit să adaug acest lucru, că nu e ceva standard. Poate să fie, poate să n-ai nevoie nici măcar, uite, poate chiar simplu, cum ziceam mai devreme, poate chiar acest podcast pe care cineva să-l asculte, să trezească ceva în el, da? Și efectiv să facă acel click și să meargă mai departe în procesul său de creștere, de evoluție, cum ai zis tu, de maturizare spirituală din această perspectivă. Așa cum pentru tine a fost în grădina botanică să vezi cum crește firul de iarbă și să stai și să contempli la acel fir de iarbă, așa poate și pentru altcineva, nu știu, un podcast sau, uite, în cazul meu o boală sau în cazul fiecăruia o despărțire, un divorț, o moarte a cuiva, adică în funcție și de ce și cum a ales fiecare până la urmă, la nivel de spirit, în Da. această evoluție. Exact. Și nu legat de ceea ce spui, nu este despre a exclude viața. Viața, care de multe ori pentru minte este banală. Efectiv, viața omului normal, așa cum este ea, putem să ne ducem în sfera spiritualității, să ne creăm ca o bulă spirituală în care aici sunt eu și meditez, sau fac terapie, sau fac orice aș spune că fac, și apoi viața de zi cu zi este exclusă. Dar nu avem cum, nu avem cum să ajungem să trăim acea stare zen pe care o spuneai, dacă noi tot în dualitate suntem. Este despre întregire, este despre a le aduce împreună. Abia când viața noastră de zi cu zi este cu adevărat spirituală, fără să o mai considerăm a fi spirituală, atunci ne aflăm pe drumul cel bun, cu siguranță. Face parte din proces, de asemenea, pentru o perioadă, să o luăm așa pe fel și fel de căi paralele, paralele cu realitatea, paralele cu adevărul. Dar, din nou, viața are grijă să ne scoată în cale un mesaj, așa cum ai spus, un podcast, fie și un mesaj scurt, sau o ființă umană fizic care să-ți apară în față și să-ți spună două cuvinte și să fie un mare click. Viața are grijă de toate, mereu, pentru fiecare. Și apare, mesajul acela apare când suntem pregătiți, altfel nu apare. Ah, și acum vine, știi, apropo că prin mine, știi, mai vin așa mesaje și curb, apropo de glasurile oamenilor care ne ascultă, știi? Păi da, dar cum? Dar cum să fac asta? Dar cum să fiu asta? Dar când știu eu că e acel moment? Dar când îmi dau eu seama? Dar cum? Da? Și acele întrebări nenumărate care vin tot de aici, din partea asta mentală, care și alea sunt bune până la Da, urmă. este normal să fie acele întrebări. Perioada asta de revoltă interioară, de agitație, în care nu mai știm în ce direcție să o luăm, nu mai știm ce e corect, nu mai știm care e răspunsul corect, care e adevărul și tot așa, efectiv, toată partea asta este o căsuță de bifat în călătoria spirituală și nu ai cum
să o ocolești. E ca și cum drumul tău este tot înainte și la un dat înainte îți apare o pădure mai așa, mai neprietenoasă. Va trebui să treci prin ea. Asta este una din modalitățile prin care viața ne călește. Va trebui cu toți, într-un fel sau altul, să devenim mari filozofi, neînțeleși pentru noi, în primul rând, și poate și pentru cei din jur, pentru ca mai apoi mintea să obosească. Mintea trebuie să cadă sub propria ei greutate. Mintea, într-un fel spus, trebuie să cadă și să recunoască că ea nu poate face treaba asta. Să ceară ajutorul divinității, să ceară ajutorul, admițând că ea nu știe, nu a găsit soluția. Și atunci se crapă această carcasă a ego-ului și prin această crăpătură divinitatea pătrunde. Până atunci, omul, poate că nu-i plăcut pentru unii să audă lucrul acesta, dar va trebui să mesteci și să rumeci toate acele întrebări O până când se șlefuire. va. Da, ca o șlefuire, exact. Și te mă bucur că ai punctat asta apropo de de a nu exclude nici acest proces, că până la urmă și asta face parte din viață și tu și eu am trecut prin asta și știm și mă bucur că sunt foarte mult, nu, că nu trebuie să faci așa, că nu trebuie să dai, că nu știu ce, dar exact cum ai spus tu, la nivel de minte e nevoie să dai voie să permiți acelei revolte din interiorul tău. Că și acea revoltă te duce apropo, la următorul pas, la următorul pas. Și mi-a venit, apropo, cum ai zis tu, că ajungi la acea pădure. Și dacă vine cineva și zice, da, eu nu pot să ocolesc pădurea, nu pot Va să zic apărea, pas. poate apărea, în funcție cum a fost construit personajul pe acest pământ, unul va spune, păi eu tai toată pădurea asta, sau o arunc în aer, sau îi dau foc, sau cine știe ce, merg cu capul înainte, sau altul va căuta să sape pe lângă, va face, își va pune cortul acolo, poate va sta câțiva ani, face parte din viață. Dar aici, în funcție de personajul fiecăruia, unii sunt mai dinamici, alții bat pasul pe loc sau fac un pas în spate. În esență, este aceeași conștiință care se manifestă prin fiecare diferit. Și când e necesar să ajungi acolo, așa cum ai zis și tu, în acea unitate, să nu mai existe acea separare, să fie întregul până la urmă, modul prin care ai ales să faci asta e unic pentru fiecare până la urmă. Da, asta cu siguranță, da. Să știi că mai la început, când era căutarea spirituală, a fost o perioadă în care mă interesa viețile personale, într-un fel spus, ale maestrilor, cum a fost povestea fiecăruia, prin ce a trecut fiecare și tot așa. Există un maestru pe care l-am descoperit și care, cu lux de amănunte, mereu a prezentat cumva viața lui și drumul lui. Acesta se numește Adyashanti și l-am descoperit a fi extraordinar. Am rezonat cu mesajul lui, dar dacă ai observat, majoritatea evită să dea exemple prea personale și în timp am înțeles de ce este așa. Pentru că mintea celui care ascultă va încerca să preia mesajul și va spune că, uite, dacă s-a întâmplat la X așa, trebuie să fie și la mine așa. Dar nu e, în realitate nu e așa. Fiecare pornește drumul acesta dintr-o zonă diferită a labirintului. Dacă unei s-a potrivit să facă imediat la stânga, altuia nu i se potrivește. La stânga are un zid. Și asta face parte din proces. Mai mult sau mai puțin conștienți, să încercăm să imităm sau să copiem viețile ființelor care ne inspiră, până în punctul în care va trebui să realizăm că fiecare are drumul său personal. Este o expresie zen pe care știu că eu prin intermediul lui Osho am auzit-o, care spune că dacă în meditația ta îl întâlnești pe Buddha, ucide-l. Și la ce se referă asta?
se referă că în momentul în care ceva ți-a apărut în meditație, oricine ar fi, tu trebuie să treci și dincolo de asta, nu că ucizi pe cineva fizic sau pur și simplu iluzia aceea va trebui să treci prin ea și să-ți vezi de drumul tău, să-ți vezi de liniștea ta, de așezarea ta. Și doar astfel descoperi apoi mai departe care este misiunea pe acest pământ. Pentru că altfel putem avea anumite descoperiri despre noi înșine și în paralel să rămânem cumva agățați copiind pe ce face unul și ce face altul. Iar ceea ce dăm mai departe nu va fi autentic și este păcat, pentru că în realitate fiecare are pus în interiorul său un mesaj unic, care se manifestă unic. Dacă existența vroia ca tot ceea ce este aici să fie format din copii, din totul să fie replicat, vedeam peste tot, totul era copiat. Dar dacă și dacă ne uităm la două flori, care în aparență sunt la fel, când te uiți cu atenție, nu sunt la fel. Două furnici. Dacă te uiți cu atenție la două furnici, vei descoperi că nu sunt la fel. Da, păi, doi copaci, doi oameni. Wow, sunt două universuri acolo care se întâlnesc, unice, două creații unice. Și asta simt să spun, dacă pentru cei care ascultă acest mesaj, lasă deoparte ce ți-au spus alții. Pentru o fracțiune de secundă, lasă deoparte tot ce ai învățat și fii tu. Acesta este un punct foarte important în călătoria spirituală, în momentul în care îți asumi ceea ce ești și ceea ce trăiești. Și dacă ești sincer cu tine, vei vedea dacă această asumare are rol de minte sau de ego sau nu. Pur și simplu, universul e aici și atât. Și apoi partea frumoasă este că după ce ai făcut lucrul acesta, la nivelul personajului ceva se întâmplă, ceva se împuternicește și în același timp nu e nimic care să pretindă că el e universul, că el face, că uite-mă. Dacă deja o repeți a doua, a treia oară această asumare, deja ceva miroase urât și trebuie văzut ce e acolo. Dar este foarte importantă ca fiecare să își asume experiența, să-și asume trăirea. Pentru că altfel vom rămâne o viață întreagă căutători, discipoli. Și mă îndoiesc că vreun maestru sau vreo ființă iluminată de pe acest pământ, care a fost vreodată aici, își dorește să aibă în jurul lui discipoli. Dacă își dorește asta, nu e cu adevărat maestru. Orice ființă trezită, tot ce vrea, dacă e să spunem așa, este ca toți ceilalți să fie fericiți, să trăiască în iubire, să trăiască în adevăr. Foarte fain, ai punctat, uite, apropo de acest lucru. Și vine iarăși altă întrebare, cumva, din perspectiva asta. Ok, și atunci nu mai avem nevoie de unii de alții? Sau cum e asta? Dacă tu zici că fiecare nu avem nevoie de discipul, nu avem nevoie de, știi, de cuvântul ăsta, efectiv, serviciile celorlalți. Păi, în primul rând, dacă suntem sinceri cu noi, când avem cu adevărat nevoie, adică ajungem într-un punct în care nu știm cum să mergem mai departe, atunci fii sincer cu tine și apelează la cineva din exterior. Este normal, este firesc. În momentul în care apelezi la cineva din exterior, deja ceva din tine se schimbă, adică este pregătit să se deschidă, iar apoi ființa la care ai apelat, pentru ea în sine este o nouă experiență și ceva se transformă. Niciodată nu suntem același după ce s-a încheiat o nouă întâlnire în viața noastră. Pentru că, așa cum spuneam, două universuri se întâlnesc și se oglindesc. Relațiile umane sunt una dintre marile binecuvântări pe care le găsim pe acest pământ, pentru că celălalt este o oglindă pentru ceea ce sunt eu. Și de multe ori, existența, când privim în interior, ne lasă așa câteva unghiuri moarte, câteva unghiuri în care nu putem să privim și pe care le putem descoperi doar când ne întâlnim cu altcineva în mod fizic. De ce? Pentru că poate la un anumit nivel pretindeai că tu poți să faci singur toată treaba asta. Sau poate că la un anumit nivel credeai că
nimeni nu te poate ajuta sau că poate fi orice. Și atunci te pune în acel cadru. Și de multe ori cadru este pus în așa fel încât mintea ta să nu recunoască că este acel cadru. Nu, este ceva firesc. Poate se așează lângă tine cineva pe bancă și îți spune două cuvinte sau poate fi o simplă privire. O simplă privire. Să mergi pe stradă și vezi o pereche de ochi și să știi că el te-a privit. Acela te-a privit de acolo. Deci avem nevoie unii de alții în fel și fel de situații și e nevoie de curaj să admitem asta. Să admitem când nu știu încotro. Și atunci va apărea acea ființă. Uite, apropo de să admitem că avem curaj, asta chiar foarte fain punctat și chiar simt să o repet din perspectiva în care, da, e nevoie să ne asumăm acest curaj de a ne asuma, de a fi unici în unicitatea noastră, chiar dacă mă repet, de a fi noi însuți, noi înșine, noi și să ne asumăm ceea ce vine și curge în noi și prin noi. Chiar dacă, cum ai zis și tu, n-ai un scop neapărat bine definit, mai ales că perioada asta. Care e scopul meu? Cum eu să... Întrebarea, cine sunt eu și care e scopul? Sau întrebările astea. Sunt foarte mult acum în perioada asta. Și e ok. Sunt ok, cum ai zis și tu, întrebările astea. Dar curajul să-ți asumi și următorul pas, și următorul pas, că nu-i destul, ok, mi-am asumat doar acum aici și apoi mâine nu mai mi-asum următorul pas. Și nu mai am curajul să-l fac pe următorul pas. Păi, într-un fel, orice ființă care se trezește, ne întoarcem la metafora cu pădurea, se pare, este o ființă care apucă pe o cărare care nu e bătătorită și creează pentru cei care vor urma acea cărare, acea potecă pentru o perioadă de timp, creează un nou drum. Dar cel care deschide drumul va lua toate frunzele în freză, toate vor veni ție. Poate că la un moment dat te împiedici, că na, nu cunoști drumul, poate că e o prăpastie, te rostogolești, din nou metaforic vorbind, sau poate chiar fizic, toată viața ne face și lucrul acesta. Asta este fiecare într-un fel, fie că îi place lucrul acesta, fie că nu este un deschizător de drumuri. Este un deschizător de drumuri pentru cei din jurul lui, pentru familia lui, pentru cunoscuții lui și tot așa. Arată că se poate. Și aici e secretul, dar n-ai cum să-l faci, acest secret. La un moment dat îl realizezi. Arăt cum că se poate și cum se poate, fără să mai îmi doresc asta. Atunci, în momentul în care, dar asta pur și simplu se întâmplă. Pur și n-ai cum să forțezi, n-au cum să nu mai îmi doresc să arăt că se face. Nu, pur și simplu se întâmplă. Și acela este un alt mare salt în conștiință care se produce. Și care apoi are un impact mult mai mare la nivel de umanitate. Când un om este ceea ce este și asta impactează tot ceea ce se întâmplă, și dacă nu vorbește, pentru că nu este despre a vorbi mereu despre lucrurile acestea, ba chiar mai mult de atât ai observat că în ultima perioadă parcă toată lumea vorbește. Parcă toată lumea împărtășește și dintr-un anumit punct de vedere, din perspectiva umanității care se dezvoltă acum la un alt nivel, este minunat, este extraordinar. Dar de asemenea, cred că unii oameni pot pica în această capcană în care cred că e despre a vorbi, despre a ajuta și nu va funcționa. Dacă nu ți este scris să faci asta, nu va funcționa. Poate că ți este scris să faci altceva. Să lucrezi cu copiii, să lucrezi cu animalele, să călătorești. Cine știe? Dar aici se leagă de ceea ce vorbeam mai devreme. Ai avut un om care te-a inspirat și ajungi să crezi că exact asta ai și tu de făcut. Poate că da, poate că nu. Lasă viața să se manifeste prin tine, vei fi surprins, asta e partea minunată.
Să fim surprinși în fiecare moment de ce a adus viața aici. Și atunci, din ce în ce mai mult, o să încetăm să ne mai definim cum că suntem ceva. Putem pune o etichetă acolo dacă chiar se cere, dar în realitate tu nu știi că nu ești, tu știi că nu ești acea etichetă. N-ai cum să fii. Exact. Uite, foarte mișto. Apropo de niște, mi-a venit acum a fi, cum să zic eu, a fi confortabil, dacă pot să zic așa, deși e un pic o contradicție, să zic, confortabil cu frica de necunoscut, exact asta mi-a venit. Și de a te arunca în acest necunoscut în permanență până la urmă. Așa este. Păi, modul în care ai pus acest confortabil se leagă foarte bine ca și descriere de ce e meditația, de fapt. A descoperi acel câmp vast din noi care e confortabil cu tot ceea ce este. Exact așa cum este. Fără a mai încerca să schimbăm vreo stare, vreo energie. Nu. Pur și simplu doar sunt acel câmp care conține ceea ce este aici. Privesc ceea ce este aici și atât. Pentru că altfel chiar ne ducem, mereu vrem să schimbăm. Luăm borcanul de sus, îl punem jos. Luăm borcanul de jos, îl punem la mijloc. Și este această agitație continuă în care omul caută să se dezvolte, se dezvolte, se dezvolte, când de fapt, în realitate, și dacă stă pe loc, se dezvoltă. De multe ori, mult mai rapid. E ca și cum ne punem singuri piedici în parcursul nostru, în evoluția noastră. Da, e ca și cum am barbă și încercarea de a mă dezvolta este toată ziua să mă trag de barbă. Dar la un moment dat descoper că nu-i plăcut să fac asta, ea oricum crește de la sine. La fel este și cu dezvoltarea personajului pe care îl manifestăm pe acest pământ. El se dezvoltă într-un ritm care este firesc, câteodată este puțin mai rapid, câteodată este mai lent, câteodată este așa și așa. Când devenim confortabili, când învățăm cu adevărat să devenim confortabili cu ceea ce viața ne-a adus în acest moment aici, din nou o eliberare mult mai profundă se produce în ființa umană și altfel trăiește viața acea ființă. Da, uite, acum sunt și eu surprinsă apropo de ce ai ieșit, să fii confortabil în frica asta de necunoscut și în ceea ce tu ai detaliat. Și acum mă duc cumva cu gândul la ceea ce am discutat noi înainte de a începe acest podcast și am zis, hai să ne lăsăm să vedem ce curge. Pentru că eu, în general, nu prea mă pregătesc sau e ca și cum, nu că nu prea, nu mă pregătesc înainte de un podcast, dar însăși viața mă pregătește cu orice experiență, cu orice, în orice secundă, în orice minut. Eu mă pregătesc pentru următorul podcast, pentru următoarea experiență, pentru următoarea întâlnire cu alt suflețel și așa mai departe. Adică să luăm fiecare, exact cum ai zis tu, însăși viața până la urmă de a fi, nu neapărat să mai cauți tu ceva. Dar nu e atât de ușor să faci asta, mai ales. Nu este atât de ușor, dar știi, în timp ce spuneai lucrurile acestea, noi e pentru prima oară când ne întâlnim, efectiv, ever, ever, nu ne-am mai întâlnit niciodată. Și vorbim atât de normal, atât de firesc. Probabil că unul dintre motivele pentru care am primit acel mesaj, am avut acel vis în care îți spuneam că să facem acest podcast, este tocmai această naturalețe pe care mi-ai oglindit-o. Pentru că a avea 10 întrebări, 20 de întrebări, gata, uite, ăsta este scriptul și îl urmăm și eventual mi-l trimiteai și dinainte să învăț, să mă pregătesc. Îmi pare rău, dar nici eu nu rezonez cu lucrurile acestea. Și la fel, în felul acesta fac și eu toate materialele pe care le fac. Viu ceea ce am de spus acum, aici și atât. Că e nevoie de planificare, de exemplu, la ora X ne întâlnim și pe ce platformă, astea practice, da, dar în rest să lăsăm viața pur și simplu să înflorească. Și când se întâmplă asta,
Cel care privește va simți asta. Cu siguranță va simți ceva ce este viu sau ceva ce este foarte atent planificat. Și oferim în felul acesta ocazia ca celălalt să-și deschidă și el inima și să fie el mai departe în viața lui. Pentru că poate unii oameni au agenda plină până la sfârșitul anului sau și anul viitor și se țin fix de acea agendă. Dacă cumva la ora 2 după amiază era scris că trebuie să ies în parc să alerg și afară plouă cu găleata, păi mie mi s-a stricat ziua. Nu se poate așa ceva. Ce fac? Eu nu bifez asta. Oameni dragi, lăsați. E bine să ai un program, ține-te de el, dar în același timp când viața îți urlă că nu e despre lucrul acela, respectă viața și ascultă-o. Pentru că altfel tot pe tine te doare, nu pe viață. Te într-un fel vă surprins, în același timp sunt așa foarte apropo de oglindire și apropo, știi, de naturalețe ce ai spus și apropo de vis. Acum face și la mine sens de ce a venit visul tău, știi, din această perspectivă. Pentru că da, cum ai zis și tu, noi mai avem la un moment dat și am zis că poate o să ne întâlnim, având în vedere că te-ai mutat în Iași. Și uite că ne-am întâlnit, dar nu fizic, pe Da. online. Cine știe dacă se va crea sau nu acest moment de a ne întâlni și fizic, dar uite că ne-a adus viața, ca să zic așa, ne-a adus în acest context să împărtășim împreună și apoi să dăruim și celorlalți din această naturalețe, până la urmă, în această curgere a vieții, în acest firesc al vieții, care este și care, până la urmă, va fi în viețile fiecăruia dintre noi, fie că vrem să acceptăm, fie că nu. Asta. Putem, într-adevăr, putem încerca foarte mult timp să fim altcineva, dar la un moment dat ceva se va întâmpla și vei avea o fracțiune de secundă în care știi toate moștile cad și ești tu. Și atunci o să realizezi, în primul rând, cât de multă energie consumai să fii altcineva și cât de natural și firesc este să fii tu. Și foarte rapid ne îndrăgostim de această stare, pentru că este starea noastră firească de a fi. Și apoi toate celelalte cad exact ca piesele de domino, una după alta, una după alta. Și câteodată stai pe margine și te surprinzi. Wow! Wow! Câte măști frumos amenajate îmi făcuse și tot așa și pentru ce? Pentru că oricum ar fi, nu eram fericit, nu eram fericită. Exact. Și aia este o mare binecuvântare când se întâmplă lucrul acesta. Când realizezi că viața e simplă și frumoasă, trebuie doar să o trăiești și atât. Oh, oare. Apropo de, da, frumusețea ei, frumusețea vieții, frumusețea stării de a fi până la urmă, de a. Efectiv, îmi vine acel fir de iarbă la care tu ai Da. contemplat, știi? Efectiv, să stai acolo și să te uiți la acel fir de iarbă, dar nu, că avem de făcut și aia, și aia, și aia. Și nu mai văd, agenda e plină și nu știu că copilul plânge, că ăla vrea aia de la mine, că celălalt nu știu ce, că mesajele stau acolo, că nu am timp de X, de Y, de Z, de toate alea. Acum, știi, mă duc un pic mai înapoi, să zic așa. Și cum să facem să punem pauză? Adică și mai mult din această perspectivă. Că așa cum ai spus, da? Ai avut acest parcurs și îl mai ai în continuare și cu siguranță vin și către tine cei cu care tu lucrezi în partea terapeutică și după aia chiar o să te rog să ne și povestești un pic despre asta. Ce le zici? Sau ce le faci? Sau din experiența ta ce ai făcut? Sau cum ai făcut? Ca să pui pauză la Păi, într-adevăr, acel moment în care punem pauză, de cele mai multe ori, din ceea ce am descoperit, vine prin intermediul unui mesaj exterior. Vine prin intermediul cuiva sau
prin intermediul poate să fie și ceva din natură. Ai văzut un copac, ai văzut un cățel, ai văzut o pisică și e un moment de fascinație, e un moment de stop. Cert este că cumva viața îți oferă această binecuvântare. Ca și cum să vezi, dar îți oferă de multe ori, ți-o oferă prin intermediul cuiva sau la ceva din exterior. Pentru ca mai apoi fiecare să fie testat, în sensul că, bun, uite, poți trăi astfel sau e ceva acolo în tine care e așa. Ai voință să mergi în acea direcție, da sau nu? Și acolo începe partea de practică, pe care fiecare o abordează în fel și fel de moduri. Că unii oameni meditează, că alții preferă să iasă în natură, să se plimbe, să urce pe munte, că alți oameni preferă rugăciunea, că alți oameni preferă yoga, alți oameni preferă astrologia, numerologia. Prin orice, până la urmă, toate sunt căi care duc în același punct. Asta este clar, asta este ceea ce am descoperit. Și o faci, și o faci, și mergi înainte. Fără voință nu se va întâmpla nimic, pentru că este ca și cum Dumnezeu și-a făcut treaba, Dumnezeu te-a pus aici, te-a trimis aici. Acum este partea ta. Îți dorești cu adevărat mai mult de la viață, da sau nu? Și acționezi. Voința divină este în fiecare dintre noi și la un moment dat înflorește și începe să ne pună în mișcare. Și din nou avem un punct de stop. Cumva fiecare, prin practica pe care o face, are din nou un moment de stop. Și atunci, dacă vrei, la un anumit nivel asta, servește ca o motivație și mai mare. Da, uite, se poate. E o deschidere mai mare. Inițial, aceste momente sunt poate la câteva luni, pentru unii oameni câțiva ani distanță, dar cu cât continui și cu cât ești mai sincer în căutarea ta, momentele se intensifică, devin din ce în ce mai dese, până în punctul în care ai momente de claritate din ce în ce mai dese în fiecare zi, până în punctul în care apoi momentele de neclaritate încep să fie mai dese, apoi mai rare, și apoi la un moment dat descoperi că acele momente de neclaritate erau doar dintr-o altă dimensiune a vieții. Atâta tot. Este ca și cum ai cerul, tu ești cerul și câteodată apar nori pe el. Și este în regulă, nu e nicio problemă cu asta. Și astfel lucrurile se întâmplă. Ce e de spus? M-ai întrebat ce le spun oamenilor. Ceea ce vine spontan în fiecare moment. Pentru că Deci n-ai asta scris nu tu. este. Nu, în niciun caz. În niciun caz. Dar nu aș putea. Nu aș putea să în fiecare zi să rostesc același lucru. Nu s-a potrivit aici pentru acest personaj să vorbesc aceleași lucruri iar și iar și iar. Mă încred în viață și las pur și simplu viața să curgă. De asemenea, sunt oameni cu care nu pot relaționa. Nu este treaba mea să spun ceva sau să fac ceva acolo și admit lucrul acesta și este minunat că e așa. Deci nu e nimic bătut în cui, în niciun fel și în toate felurile posibile, în același timp. Cam așa este abordarea. Abordarea pe care tu o ai. Și este una foarte faină legată de. Iarăși mă întorc la unicitate până la urmă, la a fi tu și ca să ajungi acolo să nu mai separi, să creezi acel, să te duci în acel întreg, în acea stare sau să te readuci, îmi vine să zic, că ori de câte ori poate, știi, mai deraiezi așa să zic, de la sau de pe cale, să te readuci mereu și mereu în centrul ființei tale până la urmă. Și de acolo să te manifeste, de acolo să ne manifestăm fiecare dintre noi. Spune-ne cum lucrezi cu oamenii, în sensul în care cum te pot găsi sau unde te pot găsi sau în ce context
nu știu, vor să apeleze la tine. Ce le oferi tu? Că am înțeles, ok, bun, ne oferi partea asta de necunoscut, să zic așa, de ce curge. Dar ai vreo formă sau vreo modalitate prin care, adică doar simplu fapt că știi că oamenii au nevoie. Păi da, ok, cu ce m-a ajuns? Din perspectiva asta, ce-mi faci? Ce mă, așa, niște idei pentru mentalul celor care încă mai au nevoie? Da, de ceva timp, cred că se fac acum și 2 ani de când nu mai lucrez unul la unul cu oameni, pentru că, în esență, problemele umanității sunt aceleași. Dacă suntem cu adevărat deschiși să auzim un mesaj, îl vom auzi cu siguranță. Astfel că întâlnirile pe care le organizez sunt întâlniri de grup. Acestea sunt anunțate din timp pe Facebook, pe blog, pe YouTube, Instagram, cam pe toate platformele. Dacă omul scrie Marius Chirilă, va găsi acolo unde împărtășesc. Ele sunt unele dintre ele online. Am organizat destul de multe retreat-uri online în ultimul an, an și jumătate, dar de asemenea sunt și fizic. Ocazional sunt momente în care organizez întâlniri fizice în Iași, la fel le anunț când se întâmplă. Am făcut câteva întâlniri chiar și în Grădina Botanică și a fost extraordinar de fiecare dată când s-a întâmplat lucrul acesta. Apoi, la munte, ultima întâlnire pe care am avut-o la munte a fost acum o lună aproximativ. Am fost la Sfinx, la Vârful Omu și la Crucea Caraiman. A fost o călătorie intensă din multe puncte de vedere, pentru că în prima zi a fost aproape iarnă pe acolo, apoi a doua zi a fost extrem de cald. De asemenea, unele întâlniri sunt mai statice, în sensul că în septembrie organizez o retragere în tăcere, tabăra de liniște, unde, dacă e să spunem așa, regula de bază este că participanții nu comunică între ei și nu comunică cu nimeni, ești doar tu cu tine în liniște. Iar apoi, ce apare pe parcurs, mereu fiecare întâlnire. N-aș putea, așa cum spuneam, n-aș putea să spun același lucru de 100 de ori în fiecare zi, nu se potrivește. La fel, nu pot să organizez două întâlniri care sunt la fel. De fiecare dată, meditațiile, ceea ce este spus, ceea ce vom face împreună și tot așa, de fiecare dată este diferit. Cumva, căutarea mea interioară apoi s-a reflectat în munca pe care am dat-o mai departe, în sensul că practicile de meditație sunt extrem de diverse, de la unele foarte dinamice la altele clasice, a sta pur și simplu aici și poate am observat respirația. Deci este o diversitate foarte mare în întâlnirile pe care le organizez, dar toate cumva au aceeași direcție. Din orice unghi am porni într-o practică, într-un exercițiu, mereu voi ghida omul către sine, către ceea ce este el cu adevărat. Pentru că atâta timp cât nu este 100% clar ce suntem și ce creăm, ce manifestăm, ne vom pierde și iar ne identificăm cu creația noastră. Și ar apare suferința. Cam asta simt să spun legat de întâlniri. Deci organizez doar întâlniri de grup, în fel și fel de ipostaze, toate conțin fel și fel de abordări, dar direcția este aceeași, realizarea sinelui. Când apar probleme mai, vreau să zic umane, dar nu sunt umane, sunt probleme pur și simplu pe care oamenii le consideră probleme. De exemplu, m-am certat cu soțul, m-am certat cu soția sau m-am despărțit sau eu mereu voi direcționa omul, dar vezi că asta nu s-a întâmplat degeaba. Asta poate anunța o nouă etapă a vieții tale, o etapă în care să te cunoști pe tine. De aceea sfaturi și în general nu ofer sfaturi. A spune
Păi mergi, vorbește cu ea, vezi, sau vorbește cu el, sau nu se potrivește aici. Mereu va fi, dar cine ești tu? Cine s-a certat de fapt? Ce este de fapt această ceartă? Ce vrea să-ți arate? Ce vrea să-ți oglindească? Mereu ca omul să se întoarcă către sine, să se cunoască. Apropo, și știi, acum simt așa că se închide bucla cu întrebarea cu care am început: cine ești tu până la urmă? În care faci trimitere într-un fel sau altul către ceilalți Da. să-și pună această întrebare: cine ești tu până la urmă? Cine ești tu în situația aia, în situația A, B, C, D, în fiecare dintre momentele zilei, să zic așa, sau ale vieții? Exact. Și l-a descoperit dacă dintre aceste A, B, C, D, E și tot așa, este vreuna dintre ele constantă. Pentru că ceea ce este mereu constant aici, acela este sinele nostru real. Aceea este natura noastră unică, care este infinită, care a fost așa dinainte să avem acest corp și care va continua să fie așa pur și simplu pentru totdeauna. În momentul în care facem această delimitare, când realizez, stai așa, lucrul acesta s-a schimbat. Ceea ce spuneam despre mine și ce consideram despre mine că sunt dimineață, parcă la prânz treaba asta s-a schimbat, acum mă consider altfel. Omul să știe că toate astea sunt măștile sale, nu sunt fața sa adevărată. Iar la întrebarea, răspunsul cu adevărat la întrebarea cine ești tu, cine sunt eu, răspunsul adevărat se prezintă doar în liniște, doar în tăcerea profundă a ființei. Pentru că altfel tot ceea ce rostim pe gură poate fi în cel mai bun caz, doar un indicator către asta, nu are cum să fie asta. E ca și cum ceea ce suntem e o coală albă de hârtie și apare întrebarea cine sunt eu, această coală albă de hârtie. Și ne punem să scriem coala albă de hârtie. Ceea ce am scris nu este cu adevărat coala. De aceea putem spune, suntem divinitate întrupată, suntem conștiință pură, suntem aia, 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 aia. Dar răspunsul deja este în manifestare. Fundamentul este mereu tăcut. Și chiar și tăcut este ceva ce apare pe coală, nu descrie, nu are cum să descrie cu adevărat ce suntem. Dar poarta este mereu starea de a fi, starea pură de prezență. Din asta totul se topește din ce în ce mai mult și Dumnezeu ne îmbrățișează. Și până la urmă vine, apropo de... Și atunci când răspunzi până la urmă cine e la întrebarea cine ești tu în unicitatea ta, este și asta un răspuns limitat de momentul de acum, până la urmă. Exact. Tot timpul este limitat de momentul de acum. Și ceea ce vom răspunde va fi un răspuns tot despre creația noastră, despre personajul nostru, despre ceea ce suntem. Exact. Asta profunzime aici, apropo de aceste întrebări care vezi tu că vin, curg, Da. sau această, nici măcar întrebări, până la urmă, această curgere firească a unor cuvinte care se întrepătrund sau care trezesc și activează în noi sau reactivează sau mai știu eu ce din această perspectivă. Pentru că ușor, ușor așa ne apropiem spre a încheia această întâlnire, dar nu neapărat a încheia pentru totdeauna, asta îmi vine să zic, ci poate chiar poate să mai vii pe meleagurile acestei denumiri, să zic așa, acestui podcast, Bucură-te de viață și iubește. Și în măsura în care te simți, în măsura în care o să se așeze și o să curgă firesc și Da. natural, te mai așteptăm alături de noi. Spune-mi, te rog, asta simt acum să te întreb, cum a fost pentru tine această, nu știu, această întâlnire pe care noi am avut-o acum și ce am discutat așa puțin, ca să zic așa, că până la urmă e
putem să stăm de vorbă mult și bine și nu ne vorba aia, nu te plictisești sau, dar nu e întotdeauna despre a vorbi, exact cum ai zis mai devreme. Păi, ceea ce pot să spun este din nou ceva ce va fi de pe coala de hârtie. Exact, Pe limitat. coala de hârtie, în spațiul conștiinței mele, ceea ce experimentez acum este lumină, este bucurie, este o imensă deschidere pentru faptul că a fost o discuție firească, normală, fără așteptări, pentru că așteptările de multe ori ne dau atât de multe bătăi de cap, din care, cu siguranță, acei oameni care privesc cu inima deschisă aceste mesaje pe care le-am împărtășit împreună, vor putea să le folosească mai departe în viața lor, iar ca și primă folosință este cel care privește acum, este starea lui de acum, cum te simți acum. Pentru că acesta este un punct de referință extrem de important. Dacă urmărim un material sau citim sau orice și ne simțim greoi, simțim că mintea este extrem de agitată, poate și cu și mai multe întrebări și tot așa, poate că acel material nu a fost neapărat benefic în acest moment al vieții pentru noi. În schimb, dacă omul se simte bine, liniștit, inspirat, în pace, acelea sunt semne bune și este bine să ne ghidăm după asta în tot ceea ce facem în viață. Știu că pentru unii oameni poate fi extrem de greu, mai ales în anumite momente, cum adică să mă ghidez, să-mi aleg locul de muncă acolo unde simt pace, bucurie, da, să-mi aleg partenerul acolo unde mă simt împăcat, liniștit, unde totul curge firesc, fără tehnici, fără practici. Ideal, da, dar acel ideal este foarte bine de știut că există și că se poate crea. Și la fel este cu tot ceea ce trăim. Viața curge. În momentul în care o simțim că e stagnată, fie trebuie să ne mutăm, trebuie să acționăm, fie o mască de-a noastră este cea care este stagnată, iar eu nu sunt asta. Mă uit la ceva care este stagnat, care nu mai curge, iar eu sunt în continuare în plină curgere și sunt în libertate, în afara acestor roluri. Deci, bucurie, bucurie, lumină. Cam așa îi descrie întâlnirea noastră. Și îți mulțumesc pentru că ai deschis acest drum de a ne întâlni aici împreună și de a avea această conversație minunată. Da, mulțumesc și eu pentru că ai acceptat și pentru că, până la urmă, acel vis ne-a fost călăuză, să zic așa, și care a zis, haide, că e momentul. Și mă bucur că ai dat curs în modul ăsta și pentru că ți-ai ascultat trăirile pe care, sau mesajul care a curs prin vis. Și simt așa cumva să și subliniez și să punctez asta, că și visele fac parte tot din viața noastră până la urmă. Da. Și îți mulțumesc cu recunoștință pentru că ai fost, că ești și că vei fi în această viață, un suflet care a venit să ne inspire și pe noi până la urmă, pe toți ceilalți, pe tine în primul rând și apoi și pe noi. Și să, cum ai zis, am zis mai devreme, ai zis, am zis, s-a primit, a da mai departe. Așa că îți mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și vouă, dragilor, pentru că ați fost alături de noi, pentru că ne-ați urmărit. Vă invităm și cu alte ocazii pe canalul meu de YouTube, Psihonumerologul Analiza Clopoțel, dacă e într-un fel și ăsta, apropo de rol și de identitate cu care nici eu nu mă identific, dar e acolo, într-un fel. E doar o adresă. Exact, doar o adresă. Vă invit să dați mai departe, cât cine știe, poate cui servește această întâlnire. Să ne revedem cu drag și cu bucurie și la o nouă întâlnire. Ciao, ciao!
Pa, pa.